este tot. Acum să ce s-a întâmplat cu Damian. Damian este așa, dumne, tu te duci în scenă cu Irina, da? Te rog să-mi spui și așa persoana. Ce a făcut pe stradă din drum spre Irina? Cred că personajul a cumpărat două cadouri. Îmi spui și numele magazinului unde a cumpărat strada Vasilievna cu Ana Petrovna, vă spun, da? Și faci o listă de două liste, îmi scrii de starea ta lăuntrică, pentru că tu trebuie să vii încărcat cu această listă. Am întrebat o catastrofă, tovarășul cu Mica Ilie. Am intrat și eu să vă uit la fata aia, era și o fată frumoasă și bună actriță. Dădeam rețeta în spate, ziceam, bă, strada și apoi trebuie să joc cum iau cadou. Și eu să joc, imaginea după rețeta, nu după contactul. Nu, m-a zmucit, pentru aia era important sistemul. Nu e important sistemul de stânga din Franța și din America, ci să-mi salvez copilul. Vine doctorul ăla, are febră și văd că e cretin, îi dă medicație tâmpită, doamne, a mai murit doi până acum. Și ce face? Doamne, doctrina noastră medicală este extraordinară, mi-a avea, știți, tatăl meu a fost medic. Și spune ce pe operație a reușit, bolnav a murit. Numai din doctrină, doctrină, cine? Doamne, sunt în fața, spun eu, de urgență, care ce e greu de scanat, poporul ăsta a ieșit dintr-un ghetou comunist, n-a folosat să se dezmeticească, s-a făcut la paritate cu băieții ăștia, nu am puteri și ne-au nenorocit. În timp ce vorbesc, se merge cu economia la 5 județe, tineretul a plecat masiv în străinătate, sunt căpșunari sau sunt vai de capul roșu, sunt bursiri vieții de ei, nici n-au unde să se întoarcă. Păi ăsta au ocupat ei tot. Asta e problema. Și dumneavoastră îmi dai mie să discut, ce să discut cu ăștia, domnule? Cu ăștia n-ai ce să discut. Vorba Mona Preațara, sunt părinte, cu ăștia ce faci? Și e dialog. Ce dialog? Se zice așa, marș! În timp ce vorbesc, îmi aduc aminte că am fost acolo la Veneția, Școala Teatru Bozori. Nu vă mai spun că și aia este o chestie închisă, am avut succes. N-a venit niciun reporter al Veneției Italiei. Niciun, înțeleg. Ei trebuie, afară întreabă așa, zice, atunci apropo de asta, infodita, cretinismul la român. Public a dus așa, dar nu, presă, nimic, ca să nu se știe. Și a doua zi m-a întrebat, vine la conferința de presă, zic, nu, vreau să fiu răspuns la San Marco, de ce? Ca să scriu. Trebuie să fac și eu, ca un pui care vreau pe italian. Vreau din suflet, că sunteți incapabili, bă! A dat un milion de dolari de la stat să faceți reclamă și să știți să prezentați. Asta trebuie învățat, domnule. Ăsta e un reflex normal. Fă, domnule, un lucru până la capăt și o să descoperi un sistem fără autentic. Noi stăm într-o zonă a inautenticului, a unei onanii naționale, iertați-mi expresia, uriașă. Și astăzi se dă, nu vedeți că au făcut o fel de schizofrenie? Dumneavoastră nu știți să dialoghezi democratic. Dumnezeu, despre ce? Dumneavoastră cum folosești democrația? Democrația o folosești ca să dai drumul la libertinaj, nu ca să dai drumul la libertate. Dumneavoastră nu folosești democrația ca cu culoare de fertilizare a drumului.